Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem ce ne așteaptă pentru ziua de sâmbătă, 11 septembrie. Hai să vedem pentru ziua de sâmbătă. Foarte frumos! Avem aici 9 de monede, o carte foarte, foarte frumoasă care ne vorbește despre confort, despre stabilitate financiară, stabilitate materială, despre acel moment în care știi că ai ajuns la a avea o situație materială care îți permite să te și bucuri de viață, nu doar să muncești până cazi lat, ci să te și bucuri de rezultatele muncii tale, de rezultatele efortului tău. Ziua de sâmbătă este momentul ideal să stați acasă, să vă bucurați de confortul locuinței voastre. O parte dintre voi s-ar putea să achiziționați astăzi niște elemente, poate mobilă, poate ceva decorațiuni interioare, anumite lucruri care să vă facă casa, locuința, căminul mai confortabil, mai plăcut. Sunt așa niște lucruri pe care vi le-ați dorit de mult timp, s-ar putea să nu fie neapărat cele mai utile, dar să fie lucruri care vă aduc confort, care vă aduc plăcere, niște lucruri frumoase ca să aduceți mai multă energie venusiană în locuința voastră, în viața voastră de zi cu zi. Pentru cei singuri, e posibil ca astăzi să întâlniți o persoană care este foarte independentă, o persoană care are un job foarte bun, are un serviciu stabil și care se întreține din banii pe care îi câștigă prin muncă proprie. Aveți grijă pentru că această persoană nu o să fie impresionată de ce mașină aveți, de ce țoale de firmă purtați. Nu aceasta este metoda prin care să impresionați această persoană. Dacă vreți să faceți impresie plăcută, va trebui să demonstrați că puteți fi, că sunteți capabili să fiți sau să deveniți în timp un partener la același nivel cu nivelul la care persoana aceasta a ajuns deja. Trebuie să demonstrați că și voi aveți prioritățile foarte clar definite, că aveți sau vă căutați un loc de muncă stabil, că sunteți sau încercați să deveniți independenți din punct de vedere financiar, că aveți sau plănuiți să începeți să vă puneți bani deoparte, să investiți în imobiliare, la bursă sau pur și simplu să vă puneți niște bani în bancă. Da, toate aceste lucruri care demonstrează maturitate, gândire în perspectivă, stabilitate, echilibru, prin acest gen de comportament, prin acest gen de discuții veți putea să impresionați persoana pe care o întâlniți în această zi. Dacă v-a plăcut interpretarea mea și vreți să aflați mai multe detalii, vă recomand să vă uitați la etalările lunare și anuale pe zodii, precum și la etalările în care răspund punctual la întrebările voastre. Dacă aveți întrebări suplimentare, lăsați-mi-le în comentarii. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!